Elevii ai liceelor Voievodul Mircea și Bălașa Doamna din Târgoviște au participat la deschiderea proiectului de voluntariat internațional Alergând pe pagini. Scopul proiectului îl constituie reconectarea tinerilor la cartea tipărită și promovarea cititului. Printre principalele obiective ale acestui proiect se află concentrarea atenției comunității către o educație a cititului, colectarea de cărți pentru copiii cu mai puține oportunități, promovarea cititului, precum și familiarizarea copiilor mici cu literele și alfabetul. Va trebui să existe între noi și dumneavoastră o colaborare, sigur urmărind niște obiective pe care proiectul le are, dar așteptăm foarte mult din partea dumneavoastră un feedback cât mai activ și o implicare cât mai serioasă în ideea de a dezvolta o tradiție a voluntariatului. Trebuie să menționez că voluntarii care au fost alături de noi anul trecut au avut o activitate lăudabilă în programul Școala Altfel, ajutându-ne foarte mult să putem manageria întregul ciclu de evenimente care s-a desfășurat în perioada 1-6 aprilie și care se va lua anul acesta printr-o nouă acțiune sub o altă titulatură de aceasta, să știi mai multe, să fii mai bun, în aceeași perioadă de 1-6 aprilie. Printre acțiunile pe care le vor întreprinde elevii în acest program de voluntariat sunt realizarea de filme, animații care să promoveze cititul și folosirea bibliotecilor, competiții între licee cu această temă cu sprijinul bibliotecilor și al muzeelor de literatură, teatru de umbre și organizarea unor evenimente pentru copii și adolescenți cu și despre cărți.